Bun găsit din nou! Așa cum v-am promis, astăzi vreau să vă arăt cum se tricotează acest minunat fular lucrat oblic. Este lucrat cu același fir cu care am făcut căciula, da? 60% lână, 40% acril, andrele numărul 7 și lățimea acestui fular este de aproximativ 18 centimetri. Acum, dumneavoastră, o să-l faceți cât de lat doriți, da? Deci aceasta este lățimea lui. Aici este lărgimea, da? Am fost atentă ca să îmi încapă pe cap. Deci are aproximativ 56 de centimetri. Da? Acestea fiind spuse, eu zic să trecem la treabă. Deci voi lucra cu andrele numărul 7 și cu același fir cu care am făcut și căciula. Vom începe prin montarea primelor 3 ochiuri. Am să las acest capăt mai lung ca să îl folosesc la cusut. Da? Deci am montat primele 3 ochiuri. Mă voi întoarce pe dosul lucrului și voi lucra primul ochi de data aceasta, doar de data aceasta, deci doar la începutul lucrului, apoi primul ochi nu-l voi mai lucra deloc, doar ultimul ochi. Și ultimul ochi îl voi lucra de fiecare dată pe dos. Deci tot lucrul nostru este punct leneș, atât pe fața lucrului, cât și pe dosul lucrului, ochiurile bine lucrate pe față. Acum, sunt pe fața lucrului. De altfel, acest fular are, e cu două fețe, da? Deci poate fi purtat pe ambele părți. Nu există față și dos, doar când lucrați, pentru că trebuie să fiți atente. La rândul pe față înmulțim, la rândul pe dos le lucrăm așa cum. Deci toate ochiurile, fără să înmulțim sau să scădem ceva. De aceea vă spun, dacă vreți, să vă puneți un marcator ca să știți care e fața lucrului, ca să fiți atente unde trebuie să înmulțiți. Deci, primul ochi am spus că luăm jos nelucrat, apoi voi înmulți un ochi așa, apoi următorul ochi vine pe față de jos în sus, iarăși înmulțesc un ochi, deci după primul și ultimul ochi va trebui să înmulțim câte un ochi de o parte și de alta a lucrului. Acest ultim ochi îl voi tricota pe dos. Astfel o să am o margine frumoasă, cum v-am arătat și la căciulă. Ne întoarcem și suntem pe dosul lucrului. Pe dosul lucrului vin toate ochiurile lucrate pe față. Primul ochi luăm nelucrat, următoarele ochiuri pe față, de jos în sus, iar ultimul ochi pe dos. Da? Deci la fiecare final de rând, ochiul de început, de la rândul următor, este nelucrat, dar ultimul ochi îl luăm pe dos, îl tricotăm pe dos. Da? Acum suntem pe fața lucrului. Primul ochi am zis că luăm nelucrat, apoi înmulțim un alt ochi, apoi am 3 ochiuri pe față, 1, 2, 3, înmulțesc încă un ochi și ultimul ochi pe dos. Țineți minte, ultimul ochi pe dos, primul ochi nelucrat. Ne întoarcem pe dosul lucrului și primul ochi îl luăm nelucrat, următoarele ochiuri toate pe față, în afară de ultimul pe care îl tricotăm pe dos. Da, e foarte, foarte simplu. Și veți continua să înmulțiți de o parte și de alta a lucrului până veți ajunge la lățimea dorită. Da? Deci, rândurile merg așa. Da? Așa merg oblic. Da?
veți face până veți ajunge la această lățime, da? Deci trebuie să fiți atente ca o latură a acestui triunghi care se formează să fie egală cu înălțimea pe care vă doriți. Deci eu am 18 cm în înălțime, da? Deci lățimea fularului este de 18 cm. Deci când veți ajunge la aceste două laturi de 18 cm, dacă vreți să faceți exact mărimea fularului meu, atunci vă opriți și urmează o altă etapă a lucrului. Dacă vreți mai lată, atunci faceți evident mai multe ochiuri. Deci înmulțiți și faceți mai multe rânduri. Eu am ajuns până la 31 de ochiuri. Deci de aici și până aici, da? Deci partea asta de latură a triunghiului, da? Am ajuns la 31 de ochiuri. În momentul acela am măsurat și am văzut că mi este de ajuns lățimea, m-am oprit și am trecut la etapa următoare.